Tânăra se mutase de aproape jumătate de an la iubitul ei, cu care trăia o poveste de dragoste. Concubinul susține însă că iubita lui a fost călcată de mașină, în timp ce legiștii și polițiștii cred că fata a fost violată și apoi abandonată pe câmp. Așteaptă rezultatele testelor medicale pentru a constata ce s-a întâmplat. Medicii au preluat-o mai mult moartă decât vie. A fost dusă la terapie intensivă, unde după câteva ore a început să-și revină, în sensul că temperatura corpului a început să crească. Din păcate, nu poate să vorbească pentru a spune ce i s-a întâmplat. Până acum 6 luni, ea a locuit în Târgu Jiu. Nu știu, am înțeles acum de mult. Eu nu vin din Sâmbăția, am un an de zile de când a venit Edișa și am înțeles că a violat tu doi. Iar proprietarul și cu un prieten de-a lui era beat, dormeau în pat și a venit poliția, le-au luat și l-au dus la poliție, aceea la noi, Târgu Jiu. Asta în urmă cu 2 ani, nu? Da. Dar acum știi ce i s-a întâmplat? Rez, nu știu nimic. Doar că știu treaba asta, acum că e măritată, jumătate de an are, da, și normal, după aia, tot nu cunoștea ea acum de 3-4 ani. Am fost dată măritată, s-a despărțit de el și acum, normal, s-au păcat. Se mutase la 20 de kilometri de locuri în care a fost găsită. Concubinul are însă o poveste absolut halucinantă. Și pe stradă. Da. A ieșit în stație ca să se ducă la taică-s. A luat-o la fugă către Enigma în partea la altă. Dragi, cum ai avea așa în creierul ăla, așa, nicio problemă, a ieșit în față la o mașină. Așa. Deci târziu am aflat și eu așa că am ieșit la poartă, că trebuia să închid poartă aici așa la Sevin. Da. A ieșit în față la o mașină, omul a ocolit-o, a venit altul din spate și a dat în ea. În mașina alălaltă. Da. A luat-o la fugă, mi-a spus vecinii pe aici așa, așa, că a luat-o la fugă către Enigma încolo, așa, așa. A prins-o ăștia la pâine comentarii. Varianta acestuia nu bate deloc cu cea a anchetatorilor. Nu a fost înregistrat niciun apel la poliția locală a municipiului Târgu Jiu cu privire la existența unui accident de circulație în seara zilei de 8 decembrie 2015 în localitatea Componentă Drăgoieni, iar pe timpul executării serviciului de patrulare în zona respectivă a echipajului auto nu a fost depistată nicio persoană accidentată. Și medicii legiști au confirmat că tânăra a fost agresată. Și s-au constatat leziuni traumatice recente, susnumita era în stare de șoc hipotermic. S-au recoltat probe biologice ca să se clarifice speța și urmează, după ce vom avea toate rezultatele, să soluționăm cazul respectiv. Avea mai multe echimoze pe brațe și multe escoriații pe picioare, ceea ce ar putea arăta faptul că a fost târâtă până la locul în care a fost găsită. Au fost recoltate și probe biologice pentru a se vedea dacă a fost violată înainte de a fi aruncată pe câmp. În urmă cu 2 ani, tânăra a fost violată de 2 bărbați și, la fel, abandonată la ieșirea din oraș. Polițiștii vor să vadă dacă și de această dată lucrurile s-au petrecut la fel. Acum, concubinul tinerei a fost chemat la audier pentru a explica de ce susține varianta producerii unui accident de mașină.